Ponta poveste subliniere te în detaliu episodul care 50 a costat funcția de premier, discuțiile de culise pe demisie, după accidentul colectiv video. Fostul premier Victor Ponta a vorbit, în cadrul interviului acordat ieri pe surse ro, despre episodul colectiv, accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din funcția de prim-ministru. Eram în avion, deasupra Oceanului Atlantic. A venit consilierul la mine, sublinierea mi-a zis fum, s-a întâmplat ceva rău acasă. Un accident. Gabi Oprea era la conducerea guvernului. Am ajuns dimineața la Frankfurt sau la München, numai subliniere tiu. De la aeroport m-am dus direct la guvern. Nu subliniere timp ce s-a întâmplat, era nebunie peste tot. După care, apare domnul Iohannis care s-a dus să viziteze bolnavii. De când? Nu am vorbit cu el ce l-am văzut îngrijind bolnavi, care nu e caracteristic pentru domnia sa, pentru ce pleca în fiecare sâmbătă din București, subliniere tip. Eu am discutat cu socia sublinierei cu mama mea, am zis ce ajunge, ce nu suport să aud oamenii cum strig ce sunt criminal. Cred că trebuie să fac ceva, sublinierei am luat decizia. Luni am decis, marci am fost la guvern, am vorbit cu 2-3 colaboratori ai mei, sublinierei seara l-am chemat pe Oprea acasă la mine, eu te anunț ce îmi dau demisia. Gabi a încercat să mă convince, trebuie să rezist me. A doua zi dimineața am vorbit cu Liviu Dragnea, am trecut pe la el pe acasă. I-am spus mă duc la înmormântarea bunicii mele, sublinierei când mă întorc fac conferință de presă. Liviu s-a bucurat chiar, nu m-a oprit cu nimic. A zis a sublinierea, părinte subliniere te, da, cred ce e bine. I-am zis bine pentru tine, ce sunt la înmormântare, sublinierei nu vreau să mă sune lumea. S-a dus la Parlament, sublinierei primul lucru pe care l-a zis a fost ce îmi dau demisia. Tiu ce l-am propus pe du sublinierea premier interimar, sublinierei Iohannis nu l-a acceptat, sublinierei l-a pus pe Sorin Câmpeanu. Am terminat povestea mandatului meu, de care sunt mândru, sublinierei a marii mele superce de atunci, România nu a fost guvernat. A povestit Victor Ponta.